Un interviu exclusiv cu soția lui Victor Socaciu. Brândușa Socaciu vorbește despre căsnicia pe care a avut-o cu artistul, despre încercările prin care au trecut și suferința îndurată de cântăreț în ultimele luni din viață. Timpul adâncește rănile, spune văduva lui Victor Socaciu. Așadar, vă invit să o ascultăm. Lângă inima îmi stai. Să te scot din viața mea. Doctor mare, am căutat, însă toți au renunțat. Cum este viața dumneavoastră acum? Vorbeam despre singurătate. Cât de grea, cât de apăsătoare este pentru dumneavoastră? Este foarte greu. Nu știu dacă timpul rezolvă astfel de probleme. Că din contră mie mi se pare că e mai greu cu cât trece timpul, nu e mai ușor. Timpul cicatrizează rănile sau mai mult le adâncește? Cred că mai mult le adâncește. Acum, peste așa ceva nu se poate trece cu ușurință, că e dispariția unui om cu care ai împărțit și bune și rele. Exact. Ani de zile, 15 ani din viața mea și din viața lui. Cum s-a legat povestea dumneavoastră? L-am cunoscut la un eveniment tot aici la Ploiești în 2005, pe 13 decembrie 2005. Și am mai avut câteva colaborări, să zic așa, de atunci. Nu știu cum să vă spun că s-a legat. N-a fost ceva așa spectaculos, dragoste la prima vedere. Sau de viață, ce anume v-a legat așa mai mult? Ce v-a apropiat așa mai mult? Pot să vă spun pe mine, de el, dragostea pentru muzică, felul lui de a fi, pentru că era un om extraordinar de bun, de calm, de liniștit, de un om de o bunătate extraordinară. Ce mai urmează să mai faceți în amintirea dumnealui? Este al doilea spectacol anul acesta. Au mai fost anul trecut 5 evenimente. E singurul lucru pe care îl mai putem face în memoria lui. Să îi ducem mai departe muzica. Domnul Victor Socaciu mai avea așa vreo apăsare pe suflet sau era liniștit, era împlinit? Cum îl simțeați dumneavoastră sau ce vă spunea? Eu cred că era liniștit, era fericit. Asta poate vedea și din creația lui. Vreți să păstrați casa de la Cornu? Da. Nu vă puteți dezlipi pentru că deocamdată, vă leagă puțin, nu. Da. O perioadă foarte frumoasă. Cum au fost ultimele luni în viața dumneavoastră? A avut speranță până în ultimul moment că se va face bine? Ce vă spunea? Foarte grele au fost ultimele luni. După ce a avut COVID, a fost destul de grav afectat atunci, 90% afectat.